Eu mi-am dorit mereu să mă întorc la Rapid și am declarat mereu când am fost întrebat de acest lucru. Nu am pus nicio presiune pe cineva anume ca să mă întorc acolo. Mi s-a făcut o ofertă într-adevăr. Aolo, stai că mi-amintesc acum cu banii de benzină. Da, în Liga 4-a, mie mi s-a părut atunci că este o ofertă făcută doar așa de a fi făcută și n-am acceptat. Îmi doream mai mult respect la momentul ăla din partea lor și cam astea au fost discuțiile. Ai mai discutat cu Daniel Pancu în ultima vreme? Nu. Sau nu, cu oricine de la Rapid, nu doar Daniel Pancu. N-am, când m-am întâlnit atunci cu el și cu Nico, la o masă am discutat, după aia a venit acea ofertă și de atunci n-am mai discutat, nu ne-am mai văzut. Tu cât mai ai contract cu Metaloglobus? Eu termin acum. Numai bine, Dan Alexa, dacă ne auzi. Vezi aici băiatul acesta. În ce relație ești cu Alexa chiar? Am fost colegi, am lucrat împreună și la Chiajna, am o relație ok. Nu, la Rapid am înțeles foarte bine. Ce ar însemna pentru tine să primești mâine un telefon? Domnule, am văzut emisiunea Pro Sport, gata, te chemăm aici. Și cu Claudiu la pachet. Da, și cu Claudiu, că termine și el. Vedem, suntem aici foarte apreciați, cei din conducere vor în continuare să ne țină și vom vedea pe viitor ce se va întâmpla. Dacă va veni un telefon de la Rapid, cu siguranță voi fi deschis la discuții, dar bănuiesc că au și un plan, am văzut că se bazează foarte mult pe jucători tineri, au o strategie, nu știu dacă se va întâmpla acest lucru să fie sunat, dar mă spun mai devreme. Dacă uite, o întrebare pentru tine, dar mă rog, cred că ai răspuns. Întrebare pentru Ovidiu Herea de la Daniel Stoica. Există vreo echipă în primele șase din Liga 2 care ar putea face față în Liga 1? Cred că ai răspuns, spuneai de UTA, nu? Că e cea mai puternică. Spuneam de UTA, dar cred dacă că... face față. Da, cred că dacă ar promova în Liga 1, ar trebui să aducă mai mulți jucători. Te întreb altceva. Ai 35 de ani. Simți că ai mai putea juca un an în Liga 1, sezonul viitor, pe noul stadion Giulești în tricoul Rapidului? Da, eu zic că da. Și mi-aș dori acest lucru. Dar, cum am spus, nu contează ce-mi doresc eu. Important e ce se dorește acolo. Dar e foarte greu, sunt realist. Dar, cum am spus și când am plecat de la Rapid, visul meu ar fi fost să mă întorc și să mă retrag de la Rapid.